Vă mărturisesc încă de la început că astăzi am emoții la discuții de budoar la Umân TV. De ce am emoții? Pentru că ne pregătim și vorbim astăzi de o primă noapte de amor cu un nou iubit. Dacă în prima ediție vorbeam de cum trebuie să ne purtăm la o primă întâlnire, atunci lucrurile mi se păreau mai simple. Purtăm o discuție, mai râdem, mai glumim. Ei bine, acum trebuie să avem parte de o noapte foarte, foarte frumoasă și pasională, pentru că vorbim de prima noastră întâlnire sexuală cu un nou partener. Vedeți ce urmează imediat după generic, doar aici la Umân TV. Umân TV, discuții de budoar și atingem astăzi un subiect tare, tare interesant. Ne pregătim pentru o primă noapte de dragoste cu un nou iubit. Și pentru asta am invitat-o din nou alături de mine pe doamna psihosexolog Elena Cosma. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați acceptat din nou invitația. E plăcerea mea. Și a mea. Și iată un subiect foarte interesant astăzi. Noi mai demult am discutat la Umân TV de o primă întâlnire cu un iubit. E bine, să presupunem astăzi că lucrurile au decurs foarte bine. Da. N-am mai întâlnit o dată de două ori, nu mai dezvoltăm aici subiectul și ajungem în momentul în care o să începem să avem poate o viață sexuală cu acel bărbat sau poate va fi o partidă, două, nu știm ce va fi. Dar trebuie să ne pregătim pentru acea partidă. Și vreau să plecăm de la ideea că ne place foarte mult acel băiat. Ne place, suntem îndrăgostite de el și vrem să lăsăm așa o impresie bună. Foarte, foarte, foarte bună. Cum facem? Dacă suntem puțin așa, avem anumite complexe, o anumită timiditate, cum facem să ne pregătim pentru acea noapte? Da, această emotivitate, această emoție a primei întâlniri amoroase este absolut firească și atât pentru el cât și pentru ea. Da. Resimi și bărbații? Oh, bineînțeles, mai ales în cazul lor. Serios? Cum să nu? Credeți că cu siguranță și bărbații au mari emoții în legătură cu prima întâlnire, din experiență vă spun. Și cum putem face să ținem mai bine în frâu aceste emoții? Deci, pe de o parte, e foarte normal și e bine să avem emoții. Mai rău era dacă nu aveam și ne duceam acolo. Că nu ne place de el, bănuiesc. Da. Însă e util de găsit așa o doză de, nu de neimplicare, dar de detașare utilă, care să ne permită să echilibrăm puțin emoțiile acestea în exces. Pentru ca lucrurile să meargă foarte bine, este util să avem o doză, balanța echilibrată în ce privește talerul rațiunii și al emoțiilor. Dacă ne ducem prea raționale și ferme și pe poziție, riscăm nu ne ducem să încheiem contracte. Da. Și dacă ne ducem prea emoționate, iarăși riscăm să... Când ne ducem nici la examen. Da, exact. Deci nu ne bucurăm de întreaga întâlnire. Bun, eu acum mă gândesc că dacă o fată intră într-un grup de băieți și le ascultă discuțiile, o să se îngrozească, o să audă chestii de genul aia a fost bună la pat, aia a fost bună rău. Există astfel de catalogări? Putem să vorbim de femei mai bune la pat sau mai slabe, cu prestații mai strălucite sau nu? Sigur că dacă, așa cum spuneam, că pe maestră o face practica, poate să fie experimentată la pat, ca să spun așa, dar asta înseamnă că are o experiență la acest capitol, deci n-a dobândit acea practică stând și uitându-se la filme erotice. Cu siguranță a pus și în aplicare ce a văzut acolo și probabil că ne aducem fiecare dintre noi. Deci vorbim aici de calități care am fost înzestrate de la mama natură. Nu. Asta doar prin practică. Da, sigur că un caracter timid își va pune amprenta și asupra relațiilor sexuale. Practica asta cum o dobândim? O dobândim cu un partener, cu același partener 10 ani sau o dobândim cu mai mulți parteneri? Experiența?
Și cred că răspunsul e valabil și într-un caz și într-altul. Deci nu, nu pentru că există o regulă. Sunt împărțite. Multe femei spun că, dom'le, nu n-ai cum să capeți experiență schimbând partenerii, că nu ajungi nicăieri. Altele zic, dom'le, cu un singur partener știi ce-i place ăluia, dar cu altul nu mai știi. Sigur că dacă ai un singur partener, dar el este foarte activ și are... imaginație și deschidere și îi place să descopere lucruri noi și să experimenteze, ne va stimula și pe noi. În schimb, dacă, și este un plus, evident, că e partea aceea de siguranță emoțională și de încredere reciprocă și de îndrăgostire. Dacă schimbăm însă partenerii, și așa putem căpăta experiență variată, cât mai variată, și învăța din toate aceste relații, dar nu înseamnă neapărat că asta face am înțeles. Ca noi să o să fim... luăm astăzi, pentru că subiectul mi se pare mie foarte interesant, o să luăm mai multe situații ipotetice pe care o să da. Le discutăm și o să încep cu prima. Vă ziceam că noi am deschis aici ciclul acestor emisiuni discuții de butoar cu prima întâlnire. Când mergem la suc, ce vorbim, cum ne comportăm, cum îi aruncăm așa o privire. Ei bine, ce facem dacă el după acel suc vrea să intre în acțiune sexuală? După prima întâlnire, care... Ce după prima întâlnire? Suntem deja la prima întâlnire, deci nici măcar n-am terminat-o. Ar fi indicat să Sigur facem așa că ceva? N-ar fi indicat. N-ar fi. Nu. N-ar fi indicat. Pentru că asta spune despre noi că suntem oarecum prea disponibile. Poate chiar m-aș exprima disperate da. după a face sex cu cineva, că nu se poate spune că e vorba de dragoste aici da. De vreme ce e prima întâlnire și nu știm decât cum îl cheamă și ce am aflat într-o jumătate de oră sau o oră cât a durat discuția. Deci aici s-ar putea spune că e vorba de interes pur sexual. Și deja dacă el vrea asta, să ne dea de gândit, înțeleg. Body fucking, cum da, se da. Spune. Deci da. Deja dacă el are intenția asta, da, că bine. Ar trebui să... Nu neapărat, da? Pentru că bărbații sunt construiți altfel. Ei nu au atât nevoie, unii dintre ei. Unii au nevoie de acest confort psihic, psihologic, de a o cunoaște pe parteneră. Dar mulți dintre ei sunt foarte nerăbdători adică și interesați. E posibil ca el să-și dorească, să zicem, o primă partidă de sex la prima întâlnire, dar după aceea să-și dorească o relație cu noi? Da, de ce nu? Aha, sigur deci că nu, da. Nu ne ia așa doar ca pe one night stand? Nu, depinde de persoane, depinde de om, acum cum cataloghează. Da, și depinde ce urmărește, că se presupune că dacă ne-am întâlnit cu acea persoană, o cunoaștem oarecum, am discutat pe chat sau pe Messenger înainte, se presupune da. Că da, am aflat anumite... Da, se discutat, dar tot prima întâlnire. Da, sau am mai vorbit la telefon de mai multe ori, știm câte ceva despre da. Ea, uneori ne îndrăgostim și așa din... Mai ales noi femeile, zic că da, ne îndrăgostim imediat. Facem da. Imediat scenarii și ne ducem cu mintea și cu emoțiile într-o zonă pe care poate chiar n-are legătură cu realitatea, dar improvizăm. Deci. E bun. Și să zicem concret, am trecut de suc, am băut acel suc, a fost totul perfect, nouă ne place, ne îndrăgostisem deja din mesaje de el, după întâlnirea asta suntem răvășite, rău, suntem îndrăgostite, începem, ne sărutăm, deja ne îndrăgostim și mai tare, iar el mai pune o mână, mai arată anumite lucruri, să zicem că ne duce să ne arate ceva, ne-a păcălit cu această scuză și am ajuns în intimitate și încearcă altceva. Ce facem noi în momentul acela, cum ar fi politicos să-l refuzăm, dar în același timp nici să stricăm relația, pentru că probabil noi ne gândim la un viitor. Putem să-i spunem că ne place foarte mult de el, dar nu suntem încă pregătite, e un pic prea repede pentru ritmul și așteptările noastre, avem nevoie să ne cunoaștem mai bine da. Și nu excludem varianta într-un viitor apropiat să se producă și așa apropierea intimă. Bun, aici există două variante, el poate să fie înțelegător, să înțeleagă situația, da? Dar poate el să se supere. Dacă el se supără, ar trebui să ne arate că doar asta a vrut?
Dacă el se supără, înseamnă că facem bine că nu ne culcăm cu el. Da? Păi sigur că da. Deci noi femeile, dacă ținem la... foarte multe ori și am observat asta la multe fete, după aceea au procese de conștiință și regretă. Că l-au pierdut pentru că, asta. Dacă l-au pierdut din cauza. Da, dacă urmăreau doar o partidă de sex, da, atunci da, poate să le pară rău. Să zicem că dar dacă atunci cu siguranță mai mult se construiește în timp mai mult. Așa că e nevoie de implicare mai multă decât doar sexuală și eu le-aș felicita pe aceste femei dacă spun stop, nu e momentul, te rog să mai așteptăm, ne cunoaștem mai bine și bun, cu siguranță se va întâmpla și asta. Momentan nu pentru asta am venit. Ai spus că vrei să-mi arăți nu știu ce, am fost curioasă, îmi place foarte mult de tine, dar nu sunt pregătită. Și dacă se supără, înseamnă că nu era oricum partenerul potrivit pentru noi, o persoană supărăcioasă de la prima întâlnire. Bun, bun. Deci un bărbat matur e nevoie să învețe să aștepte, să respecte nevoile celeilalte partenerei respectiv, să învețe să-și amâne plăcerea și să aibă răbdare. Bun, foarte bine, pe ca să înțelegem să nu mai ne facem noi procese de conștiință și să zicem mea culpa când nu este cazul. Să zicem totuși că a trecut o perioadă de la întâlnire, de la prima întâlnire, ne-am cunoscut cât de cât. Totuși mai există teama, e o teamă, zic eu, frecventă, ca după ce se consumă prima noapte, el să nu fie încântat de, nu știu, de noi, de prestația noastră, să zicem, și să nu ne mai caute. Există această posibilitate? Sau este așa un gând al nostru, o teamă inutilă? Există, dar acum nu știm exact de ce nu ne mai caută. Noi presupunem că nu i-am plăcut suficient de mult sau nu am fost suficient de la înălțime din punct de vedere sexual precum așteptările lui. Dar exact pentru ce nu ne mai caută, nu știm. Astfel încât, cred că mai întâi ar fi necesar să aflăm dacă este posibil sau mai dacă este cazul. Pe bun, deci hai să presupunem clar. Azi noapte s-a consumat partida, da? Da. Ne-am dus, nu ne-a plăcut că suntem și îndrăgostite, suntem fraiere noi femeile, asta este. Și a doua zi noi stăm și așteptăm telefon de la el. Și vedem că nu sună astăzi. Ne trezim și a doua zi de dimineață, vedem că... Deja eu cred că dacă s-a întâmplat acțiunea și a doua zi nu ne-a sunat, deja e ceva putred, nu? Da. Cu siguranță că frumos ar fi după ce se consumă un act sexual să suni, să vezi. Da. Păi ce mai putem noi femeile să facem în cazul ăsta? Mai facem ceva? Dacă nu sună a doua zi, așa? Părerea mea este că am putea să sunăm noi, să le întrebăm bună ce faci, cum te simți și așa mai departe și să vedem ce se întâmplă, ne răspunde, nu ne răspunde, ce mină are, e afectat sau pur și simplu se scuză de 1000 de ori și spune aș fi sunat pe seară, îmi cer mii de scuze, eram foarte prins și n-aș fi vrut să vorbesc așa 2-3 cuvinte, că aveam multe să spun și să ne surprindă. Dar de obicei, în afara, nu știu, altor factori externi, de exemplu, că a fost în ședințe, hai să fim cinstiți că există pauze, să presupunem că a avut problemă cu bunicul, a dus la spital, a fătat cățea, nu știu, în afară de acești factori care pot interveni, motive pentru care să nu ne mai sune după prima noapte, cam care ar fi? Cam care ar putea fi cele mai des întâlnite? Bănuiesc că din experiența dumneavoastră ați cunoscut. Bănuiesc că ar putea fi niște așteptări neîmplinite din perspectiva lui. Deci da, să spunem că a venit la întâlnire imaginându-și că sunt femeia fatală și apoi nu s-a suprapus imaginea mea cu imaginea lui de idee, da, de femeie ideală, care aș fi eu. Sau, știu eu, poate s-a simțit inferior,
N-am de unde să Există știu. și cazul acesta, da? Bineînțeles, dacă femeia demonstrează că e foarte stăpână pe sine și își cunoaște valoarea și are o încredere în sine mare, poate să inducă acestuia o stare de timiditate. Deci de... să înțeleg că putem fi, putem să nu mai fim căutate și pentru că am fost noi prea bine, dar și pentru că poate am fost prea, nu știu, prea cuminți în pat. Și prea cuminți sau prea năstrușnice sau deci pot exista mai multe motive. De aceea spun că e de văzut ce așteptări... Se dau bărbații în spate dacă, să zicem, nu știu, văd celulită sau văd vergeturi sau văd puțină burtică, nu știu, la noi? Unii sau... pot să se dea înapoi, dar... Ca să-i teama aceasta multă, ar fi o viziune superficială asupra femeii, nu? Dacă te focusezi doar pe... Dar ați întâlnit astfel de cazuri? Bărbații spun mai puțin despre asta, mai mult își fac griji femeile. Știu, de asta. Însă am întâlnit mai des cazuri în care bărbații se plâng că ele erau mai experimentate și s-au simțit timorați, să spunem, da? Depășiți de situație și apoi se tem să se mai vadă cu ele, mai ales dacă nu stau foarte bine cu încrederea în ei, da? Atunci simt că nu au... o prestanție așa la nivelul așteptărilor ei și evită. Deci evită, amână, nu mai au curajul să... Am înțeles. Am trecut la a doua zi ca să prelungesc puțin suspansul, ca să ne întoarcem acum la acțiunea propriu-zisă. Am ajuns, iată, la această întâlnire, prima noastră noapte de amor cu un nou iubit. Începem acțiunea. Ce facem dacă suntem noi deziluzionate și el nu este chiar foarte înzestrat? El este mai mititel, așa. Așa. Ce facem? Arătăm lucrul acesta? Mă gândesc că și el e posibil să aibă anumite complexe din cauza asta, nu? Sigur că e posibil, da. Da? Păi cum? Un ce bărbat face? Care e mai puțin dotat știe despre lucrul acesta și asta influențează oarecum și cum se comportă din punct de vedere sexual și masculin. Da. Deci dacă constatăm că nu e suficient de dotat și suntem oarecum dezamăgite, da, și vrem să-l înlăturăm, adică să nu-i mai răspundem noi sau mai stăm pe gânduri? Că... Nu prea știm, dar suntem nemulțumite când vedem. Nu știu, să zicem că partenerii noștri dinainte erau mai dotați și tindem să facem comparație. Da. Acum e de văzut și chiar dacă este mai puțin dotat, cum ne-a făcut să ne simțim? Pentru că am întâlnit destul de des cazuri în care persoane care se întâlnesc frecvent cu partenerii pe site-uri de socializare, deci de sunt curioase, cea mai ușoară, da, să-și găsească, practică, sau da, poate da, chiar puțin exagerat obsedate, da, puțin obsedate de a își face neapărat o relație și atunci recurg la astfel de modalități și evident că au ocazia să aibă mai mulți parteneri pentru un timp scurt, dacă îmi place continui, dacă nu place altul și atunci au capacitatea să compare, să vadă ce și cum. Și aceste genuri de persoane vin și spun că nu era foarte dotat, dar surpriză m-a făcut să mă simt cum nu m-am mai simțit de nu știu când. Era foarte atent, mă atingea acolo unde îmi plăcea, mă întreba dacă îmi place, mi-aducea nu știu ce la pat, mă mângâia, m-a ținut în brațe toată noaptea. Deci lucruri care au făcut-o să aibă, nu să n-aibă orgasm deloc, cum se întâmpla cu alții mai dotați, ci să aibă orgasm după orgasm sau chiar de la prima întâlnire, el fiind un partener, iată, nu foarte
dotat din punct de vedere. Eu acum vreau, sunt foarte curioasă să aflu cum putem atinge în momentul când deja suntem înflăcărați, suntem, poate am trecut deja de preludiu, cum putem atinge în discuție metoda de protecție, de contracepție sau, mă rog, și de alte protecții și mai ales cum putem să refuzăm anumite lucruri, dar mai întâi să mai vedem o dată genericul ca să știm sigur că suntem aici la OMTV și revenim în câteva secunde. Subiecte interesante vă anunțam înainte de generic, dar am zis să vă reamintim că suntem aici la OMTV, discuții de pudoar. Doamna psihosexolog Elena Cosma este din nou alături de mine în continuare. Bun, haideți să vedem. Am ajuns, iată, am trecut de preludiu, suntem în 5 și am în 2 și vedem că el nu face niciun gest de a pune mâna pe un prezervativ. Noi nu luăm, să zicem, nimic. Și chiar dacă am luat, poate că nu-l cunoaștem și cred că e bine de avut în vedere un prezervativ. Cum facem să ducem în discuție așa ceva fără a rupe momentul, fără a-l distruge? Că deja dacă începem să purtăm o discuție în timpul unui act sexual, mă gândesc că am distrus toată magia. Da, bine, acum ar fi de dorit să nu se ajungă chiar în momentul intim și să încep să te întrebi, da, oare nu face gestul? Pentru că sunt persoane și persoane. Sunt persoane, de pildă, care spun, dar ai încredere în mine că nu se întâmplă nimic, doar, nu știu, sunt sportiv de performanță și fac lunar obligatoriu toate analizele, ți-aduc să vezi, sunt ok, safe. Sau stai liniștit că n-am mai avut o parteneră de nu știu când și nici nu e cazul să spui problema. Și pe mine asta nu mă convinge, evident. Și atunci îi spun că aș prefera să folosim un prezervativ, dar ca să nu mă aflu în această situație puțin delicată de a întrerupe și intimitatea și momentul respectiv, aș prefera, de pildă, să, știind că mă întâlnesc pentru asta, să am în geantă eu ca femeie, de ce nu? Da. Asta în cazul în care întâlnesc un astfel de partener care nu e prea acolo. Da, pentru că, nu știu, mi se pare penibil să purtăm înainte de această întâlnire, să programăm lucrurile, mi se pare penibil să începem să discutăm, auzi, tu folosești prezervativ sau nu, ca să știu dacă aduc eu sau tu. Mă gândesc că e deplasat. Da, e adevărat, dar dacă știm exact că ne întâlnim pentru asta, atunci aș recomanda să spun, să mă refer la asta, da. Și să spun dacă... Deci putem să venim noi în poșetă cu prezervativ? Pentru siguranța noastră, deși nu e adecvat, oarecum bărbatul ar trebui să se îngrijească de asta, ar fi util ca rezervă să știu că în cazul în care el n-a făcut gestul și nu doresc sub nicio formă să am de-a face cu el dacă nu are aceste prezervative, atunci avem alternative. Fie se duce, spunem stop, joc, se duce jos și cumpără așa, sau îi spun stai că am eu în geantă, că nu știam dacă tu ai sau... Ca să nu spun că aș avea la mine în poșetă pe lângă ruși și pormoneu, am întotdeauna un pachet cu prezervative. Dar până la urmă nu este nicio rușine și mai bine un moment de stânjeneală la început, pentru că în felul acesta arăt că sub nicio formă nu accept altfel și e bine pentru amândoi așa. A doua oară va ști că e nevoie să se pregătească pentru asta. Deci, iată, este bine să nu ne lăsăm duse de ideea de a lua de val și să credem în faptul am toate analizele la punct sau lasă că nu termin în interior, mă descurc, eu termin afară. Aș prefera să nu se ajungă la... Pot aceste prezervative să diminueze plăcerea actului sexual? Plăcerea nu diminuează. Eu am auzit asta la diferite discuții ale bărbaților, că poate nu suportă prezervativele și zic, domne, nu, că gata, nu mai, n-am aceeași performanță sau nu se simte la fel actul adevărat. Pentru femei nu diminuează aproape deloc.
Pentru bărbați e un pic mai puțin plăcut, pentru că e gestul acela tehnic pe care, când atenția se fixează asupra penisului și cum îl derulează și cum face, da, se poate întoarce singur cu spatele dacă are o problemă cu asta, însă bărbații care nu se simt foarte încrezători în ei înșiși și în sexualitatea lor, da, știu că își mai pierd erecția sau că ejaculează mai rapid sau atunci acest gest tehnic îi cam deranjează și mai mult decât spun majoritatea că e ok până la facem amor oral, este extraordinar, dar când să pun prezervativul, atunci îmi scade așa și îmi vine să mă eschivez și să plec și nu mai am nicio poftă și tot pentru că ei se accentuează teama de eșec și... Dar o persoană activă și care își cunoaște capacitățile și se mândrește cu ele, atunci n-ar trebui să aibă și nu are niciun fel de problemă cu pusul prezervativului. Bun, dacă noi ne ducem la această întâlnire cu gânduri mari, da? Și suntem hotărâte să ducem acțiunea până la capăt. Dar în timpul actului, nu știu la ce ne-a venit nouă în minte, s-a întâmplat ceva, ne place în continuare de el, dar nu știu, nu mai vrem să facem. Dar pe el l-am încălzit, l-am înnebunit rău de tot, adică l-am excitat la maxim. El își dorește mult, dar noi nu mai vrem să finalizăm tot, adică nu mai vrem să facem nimic. Dacă îl lăsăm pe el așa, poate fi acesta un motiv de supărare pentru el? Păi, sau îl incităm mai tare, ne vrea mai mult? A, să o facem oarecum programat așa, să ne propunem să-l incităm? Adică să-l ducem în punctul când ne dorește maxim și atunci îl lăsăm așa. A, eu n-aș recomanda să se întâmple asta, pentru că e oarecum, adică dacă mi-am propus ca o strategie să-l fac să mă dorească mai mult, e da, poate, greșită. Poate să fie un tertip așa feminin, dar de obicei oamenii maturi care se respectă și știu ce vor și n-au nevoie de astfel de strategii, se simt suficient o femeie care știe că îl poate juca pe degete, n-are nevoie de astfel de strategii, ea se bazează pe ea însăși, da, pe calitățile, pe capacitățile, abilitățile și ea ca persoană da, integră ce poate să facă pentru a-l cuceri. Nu îl duce acolo. Astea sunt așa mai mult jocuri de... Da, dorește. Da, da, da. Dacă suntem la această primă noapte, iar el ne îndrumă, ne dăm seama din anumite gesturi, poate, să-i facem, sau ne spune clar, să-i facem sex oral, dar noi nu vrem. Poate nu vrem la prima noapte sau poate nu vrem să facem asta niciodată. Da. Ce facem? Cum îi spunem? Cum ne purtăm? Cât să nu distrugem totuși momentul. Zic asta pentru că este un moment foarte sensibil. Poate fi distrus foarte ușor. Adică printr-o simplu... Nu e ca la o discuție între doi parteneri care încheie un contract. Da. Este un da, moment cu o magie care se da, poate imediat este, rupe. Dar știți că unii bărbați sunt destul de îndrăznești și știu ce vor și atunci spun dacă nu încerc, n-are de unde să știe că îmi doresc asta. Și atunci da, îi sugerează, fie că îi împinge capul așa mai discret, fie că i-o spune direct, mi-ar plăcea să îmi faci asta. Da. Și atunci dacă femeia nu e pregătită, cred că ar fi adecvat să-i spună prefer să ne cunoaștem mai bine, data viitoare putem lua în calcul, deocamdată hai să ne mângâiem și să ne simțim bine și așa și apoi... Deci nu facem, nu ar trebui să facem lucruri pe care nu ni le dorim. Nu, sub nicio formă și mai ales că ar trebui să fie reciprocitate. Adică dacă bărbatul își dorește acest lucru, s-ar presupune că el înainte a făcut gestul de a-i face femeia amor oral. Adică a... inițiat el acest
dialog indirect, ca să spun așa, sugestie. Așa, iar dacă el nu doar are și... pretenția, atunci putem și noi... Și atunci dacă femeia se gândește că dacă îmi face asta o să-mi ceară și el mie, dar eu nu vreau să-i fac, atunci adecvat ar fi să-l respingă ușor civilizat și să-i arate că nici ea nu-și dorește asta. Adică nu, hai tu acum fă-mă pe mine să mă simt bine, după care vine rândul meu, dar eu o să te refuz. Deci ar fi frumos să fie echitabil. Bun, ce facem dacă avem această primă întâlnire, da, la care el se gândește că urmează să facem sex? Noi însă nu avem acest gând. Deci noi nu vrem totuși să facem dragoste. El pregătește totul. Da. Și ne introduce într-o atmosferă. El face anumite pregătiri. Noi ne lăsăm purtate de val. Ne tot ducem, ne tot punem în aplicare ce vrea el să facem. Dar în momentul în care vine vorba de acea penetrare, noi ne dăm înapoi. Nu vrem sub nicio formă lucrul acesta. Poate fi deranjant pentru el? Adică poate fi motiv de supărare sau de distrugere a relației? Păi, dacă e prima oară, n-ar trebui să fie motiv de supărare, pentru că acum așteptări avem fiecare, dar nu înseamnă neapărat că ni se și împlinesc. Pentru că e vorba de voința amândurora, de liberul arbitru. Eu îmi doresc asta, ți arăt, mă pregătesc, îți sugerez că mi-ar face plăcere să te duc în patul meu. Da. Dar acum mai depinde și de tine, dacă vrei sau nu vrei. Pot să fac tot ce-mi stă în putință să te atrag și să te fac să te simți dornică să intri în jocul meu, dar dacă ea nu vrea, atunci evident că nu are de ce să se supere și e de văzut și cum se eschivează ea, că dacă îi spune, da, mă jignește ceea ce ai făcut, tu ți-ai imaginat că eu sunt așa, oriși cine, să mă culc din prima, adică să-l jignească prin felul cum se exprimă, în fel așa abrupt, e nepotrivit. Dar îi poate spune frumos că apreciez, îmi place că ești romantic și felul cum te-ai gândit la toate, e foarte frumos, mă simt foarte bine, dar deocamdată haide să stăm aici și să ne cunoaștem mai bine. Deci totul ține până la urmă de eleganță, de cum pui problema. Da, sigur, și e nevoie să facem lucrurile, cred eu, în acord cu ceea ce ne dorim. Deci dacă nu-mi doresc, nu fac, dacă îmi place de el... Până la urmă, de ce nu pot, deși îmi propun că nu sunt genul care să fac asta de la prima întâlnire, dacă ceva mă dă pe spate și simt o chimie și o atracție extraordinară sau ceva ce n-am mai simțit și îmi permit să îmi încalc propriile reguli, de ce nu? Deci nu există așa un șablon. Am spus că ar fi nerecomandat de la prima întâlnire pentru că pentru o femeie, da, e bine să lase așa un timp de cunoaștere mai... Dar în zilele noastre, cum lucrurile se accelerează și anumiți factori care predispun la apropierea mai rapidă, atunci... Bun, dar la prima întâlnire, la prima întâlnire amoroasă, cum ar fi bine să fim? Adică putem să părem așa femei fatale, să-l năucim? Sau e mai bine să fim mai rezervate, să-l lăsăm pe el să conducă această partidă? Ar fi bine să fim noi înșine. Dacă suntem femeia fatală în fiecare zi și la serviciu și cu prietenii și așa, ne purtăm ca femeia fatală. Dacă suntem mai timidă și mai reținută, atunci mă voi purta exact așa cum sunt în fiecare zi. Deci ce? Nu jucăm roluri. Nu jucăm roluri, pentru că nu se știe niciodată. Poate să devină partenerul meu pe termen lung și apoi eu mă port femeia fatală în prima noapte, în a doua și a treia. El se îndrăgostește și spune, wow, am găsit-o. După care înaintăm în relație și o să spună, da, ce s-a întâmplat cu tine? Parcă erai altfel. Și acum parcă ești la mănăstire vreo două luni. Da. Aia nu vrei, asta nu-ți place, nu mai vrei dimineața, seara ești prea obosită, unde e disponibilitatea și... Deci trebuie să fim noi cum suntem. Sigur. Noi de obicei să facem ceea ce simțim, nu jucăm teatru aici. Nu. Doar de frică de a nu-l pierde. Nu, cred că e bine pentru nimeni, nici pentru noi înșine, pentru că nu ne simțim bine să purtăm mască, iar asta nu se poate la nesfârșit.
Și nici pentru el, că nu e frumos să fim să părem altcineva decât suntem, să ne propunem să fim altcineva. Dacă după prima întâlnire nu ne-a plăcut această partidă de sex, ar fi bine să renunțăm la acel partener sau să mai încercăm că poate la a doua, a treia, a patra partidă lucrurile o să se schimbe și o să se îmbunătățească? Păi, există așa ceva sau dacă a fost prost le prima dată, prost rămâne? Nu neapărat, pentru că sunt o mulțime de elemente care contribuie la succesul sau insuccesul primei întâlniri. Emoțiile acelea despre care vorbeam, pe care le au femeile, le au și bărbații și îi pot influența destul de mult, uneori chiar în sens negativ, și e nevoie de timp pentru a se elibera de ele. De confortul pe care ni-l dă femeia cu care ne vedem de mai multe ori. Deci eu cred că așa cum poate nicio melodie când am ascultat-o prima oară nu ne-a spus mare lucru, dar după ce devine hit descoperim noi inflexiuni și părți care, de care ne îndrăgostim, la fel și bărbatul cu care mergem prima oară, datorită emoțiilor, poate să fie mai crispat, mai emoționat, să nu aibă cuvintele la el, să nu aibă foarte multă inspirație, tocmai din cauza acestor emoții exagerate. După care, când începe să se simtă în largul său, putem descoperi că e fascinant, că are umor, că ne distrează și sau ne duce pe culmile amorului cum nu a mai făcut-o altcineva. Și dacă am fi tăiat-o după prima întâlnire, am fi putut să pierdem toate aceste șanse de a descoperi ce fel de ființă se află. Deci trebuie să avem puțină răbdare totuși, să mai vedem dacă ne place de el, că dacă nu ne place mai da, sigur, deci dacă sunt anumite lucruri fără de care nu putem. Da. Sau are anumite lucruri pe care nu le acceptăm sub nicio formă, atunci putem vorbi de situația în care n-are rost. În care punem, da mai bine punem punct și mergem înainte. Și putem face o evaluare, ce are, ce nu are, ce urmărim. Am observat că am manifestat măcar un pic din ceea ce ne dorim la un bărbat sau nu. Bun. Dar o a doua șansă merită oricine, oricum. Acum 50 de ani, mă gândesc, pe vremea bunicilor, partenerii așteptau mai mult timp să se cunoască, poate prima noapte de dragoste se consuma după oficializarea relației, după o căsătorie. Acum lucrurile se precipită. Deja ne ieșim de 2-3 ori, 4 ori, poate în oraș, vorbim de un caz deja bun, da? Și ajungem să fim invitate la mare, la munte, în alte destinații, unde știm deja de ce mergem, sau ne invită să vedem un film, dar nu neapărat pentru că ar fi un mare cinefil, dar pentru a avea un moment de intimitate cu noi. Mai putem vorbi în aceste cazuri de noapte de dragoste sau este strict sex? Depinde cum privește fiecare și cum a investit relația respectivă. Dacă el e îndrăgostit, chiar dacă e a patra întâlnire sau a treia, dar și-a alimentat scenariile acelea despre mine ca femeia cu care s-a întâlnit și a făcut deja un film interior, mă văd acolo și acolo și observ că are gesturile care îmi plac sau atenția sau finețea de care sunt îndrăgostit ca bărbat și pe care le urmăream de mult la o femeie, atunci se poate îndrăgosti în doi timp și trei mișcări. Deci există totuși această posibilitate? Da. Deci chiar dacă el grăbește o poate pașii și noi ne întrebăm noi de ce o grăbi, de ce o fi atât de grăbi, poate vrea doar să profite de mine, așa, poate el chiar este îndrăgostit de noi și sigur. S-a îndrăgostit, da? Sigur, dar asta se vede diferența între îndrăgostire și... Cum? Cum se vede? Păi este foarte atent, mă sună dimineața, mă sună să-mi spună noapte bună, mă întreabă cum a fost ziua de azi, îmi spune că s-a gândit mult la mine, îmi dau seama că îl pot suna la orice oră, deci nu e căsătorit și sunt doar o potențială amantă, deci e sincer și
e atent, mi-aduce o floare, dacă știe că îmi plac florile, sau vine să mă ia cu mașina, sau mă întreabă dacă vreau să-mi aducă ceva, sau... Deci e atent, e receptiv. Săruturile sunt relevante? Faptul că ne sărută mult sau poate face parte doar din jocul sexual? Da, și săruturile sunt relevante, dar și mai ales atingerea. Deci, în limbajul trupului, atingerea este semnul afecțiunii, a dorinței de exprimare, a iubirii, a tandreței. Și... Deci, un partener, ca să facem... Să putem, nu știu, ne jucăm puțin, să facem așa o diferență între un partener care vrea strict să se culce cu noi și un partener care vrea, să zicem, o eventuală relație. Bine, da, că depinde de mai multe lucruri aici. Dar să zicem că ne place, deja începe să ne iubească. Da? Și unul care ne folosește că hai încă una, să mai trec acolo la catasip. Bun. Care ar fi diferențele? Înțeleg că unul care ne vrea doar pentru o noapte nu stă să ne sărute atâta. Nu ne sună atât. Da? Mai vorbește la telefon în timp ce e cu noi. Are un debit verbal așa și se simte foarte în largul lui. Deja îmi spune iubita de la prima întâlnire sau... Deci nu e bine chestiile astea cu iubire. Nu neapărat, dar vreau să zic că e un șablon așa. E foarte ușor să folosească cuvintele doar pentru a mă amăgi că sunt importante, dar în rest din restul atitudinii lui sau a ceea ce face, îmi dau seama că nu e foarte empatic, atent și receptiv, dar folosește iubita de la prima, așa, în schimb nu e deloc prea grijuliu, atent și da, sau cum spuneai tu cu sărutările, deci nu prea e tipul care să sărute pe gură, îl interesează mai mult să ajungem să facem sex, după care se așează la televizor și nu mă mai întreabă nimic sau vin aici lângă mine să te țin în brațe sau așa, ia telefonul și sună pe altcineva, deci e un tip așa pragmatic care delimitează clar. Așa se gândește. Da, deci comută foarte ușor lucrurile. Și în a doua zi nu facem parte din planurile. Da, și asta este. Iar pe de cealaltă posibil. Parte, partenerul care poate s-a grăbit să ajungă la această primă noapte de amor, dar totuși vrea o relație cu noi, vrea ceva mai intens. Acesta cum se poartă? Cum s-ar purta el? Ne sărută mai mult? Deci da? Cel care este mai pasional și își dorește ceva serios. Da. Ne sărută, nu? Ne mai sărută și mâna, îmi spuneați de niște atingeri. Da, da. Adică să-l vedem mai interesat de noi. Practic. Da. Asta este, este cheia. Da. Dacă mergem la cinematograf, vine cu umărul spre noi, pune la mijloc sucul sau cutia cu popcorn sau... E interesat, adică se raportează la noi. Bun. Este tare frumos cazul acesta. Noi femeile deja visăm că întâlnim un partener, că ne întâlnim cu el, avem parte de o primă întâlnire foarte frumoasă, ajungem, el este și atent, ne mai sărută și mâna, că e frumos tu să ne mai sărute și mâna, chiar în 2012, mie mi se pare frumos, nu? Sigur. Bun. Să ajungem acum că s-a consumat noaptea. Am deschis puțin discuția la început și vreau să reiau acest subiect. Dacă... Sigur, cazul fericit este după prima întâlnire, când deja lucrurile merg bine, ne sună a doua zi încă de dimineață, ne întreabă cum avem programul, când ne vedem, ne face deja un nou orar, îl stabilim împreună. Dar ce se întâmplă în cazul în care el nu ne sună? Și noi, femeile, poate suntem într-o situație în care nici nu mai avem încredere foarte mare în noi, poate avem un mic început de depresie, nu ne simțim chiar bine. Da. Poate fi acesta un alt motiv de să ne pierdem total încrederea, să intrăm mai adânc în depresie, să ne simțim prost? Păi ar fi destul de superficial așa să ne lăsăm pradă unor gânduri, adică ar fi un fel de grabă să tragem niște concluzii, că... Dar sunt femei care apelează la dumneavoastră pentru că au avut parte de o primă noapte cu un bărbat și acesta nu le-a mai căutat după?
De obicei apelează când au un șir de astfel de evenimente. Deci li se întâmplă constant același lucru. Da. Ce se întâmplă? Că mă vor, sunt îndrăgostiți, așa arată, după care ne întâlnim și parcă nu s-a întâmplat nimic și mă uită deja. Desigur că există, dar acest tip de femeie clar că are o rană acolo în trecutul ei care se activează cu fiecare și oarecum și atitudinea ei îl face pe celălalt, îl îndreptățește să se poarte. De pildă, ea poate îl conduce către exact, îl influențează să îi arate că nu e suficient de importantă sau că nu își poate exprima exact nevoile. Gândește mult, dar nu face, nu exprimă în gesturi sau în vorbe, doar totul se derulează în mintea ei, are multe temeri pe care le-a acumulat, dacă spun ceva să nu pară nu știu cum, dacă îl întreb dacă pot să servesc de pe masa cu ce are el acolo, nu pare oare că sunt interesată de ce are el sau nu e potrivit, deci folosește prea mult. Deci nu trebuie să gândim chiar atât de mult. Nu. Trebuie să fim naturale, degajate, detașate și chiar să luăm în calcul că e posibil să iasă sau să nu iasă ceva din relația respectivă. Și eu zic că e posibil, așa cum ne-am gândit până acum și ne-a fost teamă că nu ne mai caută el și nu ne mai sună, la fel de bine este posibil ca și el să-și pună această problemă și el să se gândească că poate noi nu-l mai vrem și ce noi femeile să stăm mereu să ne gândim oră dacă nu ne mai sună, poate noi nu-i mai răspundem la telefon. Nu, că poate nu ne-a plăcut de el. Să fim și noi cele care punem până la urmă piciorul în prag și am învățat din această discuție că trebuie să spunem ceea ce ne place, să spunem și ceea ce nu ne place, să nu facem nimic din ceea ce nu ne dorim și că nu există șabloane până la urmă exact. Să mă duc cu un desfășurător la întâlnire și zic merg până în minutul cu tare, fac acel lucru, iar după aia gata, bat în retragere. Fac ceea ce simt în momentul acela, da? Da. Și să fiu degajată, că până la urmă n-am nimic de pierdut, doar dacă îmi place sau nu-mi place. Și să fim și atente, și cu asta vreau să închem, că mi-a plăcut foarte mult această idee, să fim foarte atente și cum se poartă el cu noi, nu? Dacă e atent, dacă e grijuliu, dacă e drăgăstos, înseamnă că acea persoană nu e drăgăstos doar pentru că vrea să ne bage și în pat. Și dacă e constant, da, și la a doua, și la a treia. Da? Și să spunem că îl sună cineva și auzim cum se exprimă cu acel om, cum vorbește, e discrepanță între cum mi s-a adresat mie, poartă o mască sau așa se poartă și cu sora lui care îl sună, să zicem, și spune ce faci, draga mea. Dacă sau... ne prezintă prietenilor, e bine? Sigur, e înseamnă că se simte deja în relație cu noi. Bun. Da. Eu sper că această discuție v-a făcut așa poftă să ieșiți la întâlniri, să cunoașteți băieți. Nu suntem totuși împotriva rețelelor de socializare pe care le putem cunoaște, nu? Păi, din fericire, bine că există, pentru că altfel... Nu știu, pe vremea, cred că pe vremea părinților noștri era moda prin prieteni exact, face cunoștințe. Exact. Care, sincer, dar mi se pare destul de dificil. Acum, în special acolo ca să cunoaștem pe cineva. Dar acum, când avem câte două joburi sau foarte prinși cu facultatea și cu jobul și cu... Nu mai avem nu timp. Prea mai avem timp să... Să stăm să facem... Da, și atunci... Există mari șanse să ne găsim pe cineva prin aceste rețele, dar evident cu mare atenție. Cu mare atenție, cu mare grijă și cu mare atenție și cu mare grijă, cred că trebuie să ducem toată această relație. Doamna psihosexolog Elena Cosma, vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de mine și eu sper că o să mai discutăm așa în viitor aici. Sigur, la și eu vă mulțumesc. Pentru că am învățat lucruri foarte importante. Sper că v-am făcut poftă, așa cum ziceam și puțin mai devreme și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție Discuții de Budoar, doar aici la Umă TV. Sunt Flavia Apostol și până atunci vă pup cu mare, mare, mare drag!